După ce s-a filmat zile la rând prin noroaiele din localitățile din județul Galați, lovite de viitură, George Simion a considerat că este momentul oportun să se înscrie oficial în cursa pentru Cotroceni. Șeful AUR a fost la biroul electoral central, unde și-a depus candidatura și listele cu semnături. Simion în turul 2, de la Pechea din Noroi! Simion în turul 2, de la Pechea din Noroi! Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, și-a depus la biroul electoral central dosarul de candidatură la alegerile prezidențiale și listele de susținători pentru Cotroceni. Acesta a fost însoțit de susținătorii săi, cu care a fost la inundații la Galați. Printre cei veniți s-a aflat și unul dintre localnicii din Pechea. Simion și-a construit discursul pe seama inundațiilor din ultima perioadă care au lovit județul Galați. Sunt primul candidat care își depune dosarul de candidatură. Sperăm să fim pe primul loc și la alegerile parlamentare și prezidențiale. Aceste alegeri sunt cruciale, de aceea am ales să depunem împreună listele pentru parlament și pentru prezidențiale. Sperăm ca în cele trei duminici de vot românii să pună ștampila pe AUR. Întrebat cine intră în turul 2, Simion a răspuns: eu consider că în turul 2 o să bat orice candidat al sistemului vine, pe oricine desemnează Klaus Werner Iohannis, și referitor la alți candidați care sunt puși să fărâmițeze voturile,